În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Aduceți-vă aminte de înaintașii voștri care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu. Priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei, capitolul 13, versetul 7. Preacuvioase Părinte Exarh, Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Protopop, Preacuvioși Preacucernici Părinți, Preacuvioasă Maică Stareță, Preacuvioase Maici, domnilor parlamentari, domnule prefect, domnilor primari, onorate oficialități și iubiți frați și surori, scurtul meu cuvânt de la această zi de prăznuire îl intitulez Cinstirea eroilor. Vă și dați seama de ce am ales acest subiect. Pentru că se constată în vremurile noastre că n-avem suficientă cinstire față de eroii noștri. Ori aici, efectiv locul trebuie să ne determine la cinstirea eroilor. Pentru că pe acest pământ a fost ucis Mișelește Mihai Voievod Viteazul, simbolul unității noastre naționale. Și pe el și pe alți eroi ai neamului suntem datori ca să-i cinstim. Lucrul acesta ne-l spune marele nostru istoric, Nicolae Iorga, că avem datoria de a-i cinsti, dar pe de altă parte, cultul eroilor, nu numai că este o datorie, ci are și un rol pragmatic. Ne învață pe noi cum ar trebui să fim, uitându-ne la statura impozantă, băgând de seamă că și-a dat viața pentru un ideal, noi, cei de astăzi, prin munca noastră, prin strădania noastră, prin viața noastră cu minte, ar trebui ca să îl luăm de exemplu. Și am zis că lucrul acesta ne spune textual Nicolae Iorga atunci când pomenea tocmai despre pomenirea lui Mihai Viteazul. Și după ce în câteva fraze ne spune nouă un lucru pe care îl știm, cum a murit aici, lângă Turda, Mihai Voievod Viteazul, ne și dă cele două învățăminte. Și iată ce scrie Iorga. În seara zilei de 8 august, pe stil vechi, pe stil nou era 18 august. Sâmbătă spre duminică, Mihai fu poftit la sfat. De către cine? De generalul Basta, împreună cu care luptaseră. În mod normal, ar fi trebuit să fie prieten și să-l ocrotească pe Mihai Viteazul. Era amărât de cele ce auzise și vedea în jurul lui și n-a venit. A doua zi, dis de dimineață, adică pe 19 august, Basta porunci simbriașilor săi să meargă la cortul voievodului și să pună mâna pe dânsul. De se va împotrivi, să-l omoare, ca să se dezvinovățească
Avea el povești mincinoase și scrisori plăsmuite despre trădarea lui Mihai cu turcii. Și știa că la împăratul creștin, adică la Rudolf, de la Viena, când era la Viena, când era la Praga, știa el că la împăratul creștin, când o faptă ca aceasta e folositoare, o îndreptește, nu o cântărește, printr-o cumpănă prea simțitoare. Și cum se așteptase. Mihai se împotrivi și trimișii lui îl omorâre. Muri astfel cel mai mare dintre luptătorii noștri. În faptul unei zile de duminică, la răsăritul soarelui, de mâna celor pe care îi dusese la biruință, din porunca unui oaspete pe care îl iertase pentru răul făcut și îl ajutase frățește în lupta credincioasă într-o mărirea împăratului. Și trupul cinstit zicea pe câmpie în această zi de duminică, în tabăra creștină, deasupra căreia se ridica semnul crucii, pentru care se chema că se poartă lupta. Se împlinesc ani de atunci. Al uita pe dânsul, acum și întotdeauna, ar fi să ne uităm pe noi înșine, să părăsim menirea noastră, să-l avem înainte de atâtea ori în gând, că atunci gândul să ni se înalță în sus, în zilele mici ale noastre, ce trec și caută să zărească depărtării de viitor. Să aducem însă sufletului său. Acum este partea pragmatică, darul muncii noastre cinstite și folositoare. Căci pe aceste două temelii se sprijină mărirea tainică a unui neam, amintirea totdeauna vie a trecutului și conștiința datoriei îndeplinită de toți în fiecare clipă. Pe de-o parte, avem datoria de a ne aduce aminte de Mihai Viteazul și pe de altă parte, jertfelnicia lui să ne îndemne pe noi la o viață creștinească, angajată, jertfelnică și la muncă cinstită. Multe se pot spune despre Mihai Viteazul. În ce ne privește pe noi, nu se poate să nu subliniem faptul că el a fost un om credincios, așa l-a crescut mama lui. Mama lui Teodora, care după călugărie va deveni Teofana, l-a crescut în frică de Dumnezeu. Sfântul Pavel, când îi scria lui Timotei în a doua epistolă, în primul capitol, în versetul 4, zice că mi-aduc aminte cu evlavie de credința ta puternică care întâi s-a sălășluit în bunica ta Loida și apoi în mama ta Eunichi și tot așa și în tine. Izvorul credinței în general vine de la bunica, de la mama, uneori și de la tata, dar de la bunica și de la mama. Ei, așa a venit credința și în izvorul, în sufletul lui Mihai, de la mama sa, Teodora, care după ce Mihai a murit, s-a călugărit și mormântul ei, îl știți și frățiile voastre, este în biserica mănăstirii de la Cozia. Scrie acolo, Maica Teofana. Ei l-a crescut creștinește și lucrul acesta s-a văzut întotdeauna, pentru că era domnitor Alexandru cel Rău și bârfele pe care le-a auzit că Mihai ar vrea să ia tronul,
l-a determinat să trimită ostași la Craiova, unde era Bani, hai, și să-l aducă legat la București și să îi ia viața. Soldații l-au adus și zice istorisirea că atunci când au trecut pe lângă Biserica Albă, se vede că era sărbătoare, în sfârșit era liturghie. Și Mihai le-a zis atât: lăsați-mă să asist la Sfânta Liturghie. A intrat în biserică, la Sfânta Liturghie, s-a uitat la icoana Sfântului Nicolae și a zis: Sfinte Nicolae, dacă scap, o să ridic o mănăstire închinată ție. Și a scăpat. De data aceea a scăpat și a ridicat în București mănăstirea Mihai Vodă, care a fost sus pe dealul Arsenalului. Frumoasă mănăstire, frumoasă biserică. Și care, în vremurile numite de tristă amintire, ca să nu fie dărâmată, a fost translatată jos pe cheiul Dâmboviței. Iar această minunată ctitorie pe care a gândit-o mitropolitul Bartolomeu, și el de pioasă amintire, o copiază întru totul pe mănăstirea ridicată de Mihai Viteazul în București. Sigur că noi așa ne-am planificat, ca în anul viitor, când este jubileul Marei Uniri, prima dată Marea Unire a realizat-o Mihai Viteazul, în 1600. Dar Marea Unire, credem noi, pentru vecii vecilor, s-a făcut la 1 decembrie 1918 și la anul sărbătorim 100 de ani. Și nu știu dacă ne preocupăm suficient de organizarea acestui jubileu, dar în jubileul acesta noi avem un punct important: sfințirea Bisericii Mănăstirii Mihai Vodă, tocmai în cinstea Unirii Celei Mari, pentru că el a făcut unirea pentru prima dată. Deci, pe de o parte, Mihai a fost un om foarte credincios. Și în scrisorile lui, în adresările lui către împăratul Rudolf și către alți mari ai lumii acesteia, să vedea convingerea lui creștină. I-a scris lui Rudolf: Măria ta, eu în țara mea puteam avea liniște, dar dacă am scos paloșul, l-am scos pentru a apărea întreaga creștinătate, deci Măria ta să mă ajuți. Și polonezilor le-a făcut îndemnul acesta și iată ce scrie staroste lui Cracoviei, Potocki. De aceea, aș fi foarte bucuros ca și domniile voastre să fie împreună cu noi, căci dacă veți fi, această nădejde am că păgânii vor fi sub picioarele și sub sabia creștinilor. Iar dacă nu veți fi, eu nu voi putea birui, că sunt slab și învăluit. Să nu dea Dumnezeu ca acei păgâni să învingă, că se vor răspândi peste tot, căci eu n-am avut de la turci nicio greutate sau vreo nedreptate, dar ceea ce am făcut, toate le-am făcut pentru credința creștinească, văzând eu ce se întâmplă în fiecare zi cu bieții creștini. M-am apucat să ridic această mare greutate cu această țară săracă a noastră, ca să fac un scut întregii lumi
creștini. Lucrul acesta l-a vrut Mihai Viteazu. Și dacă a îngăduit Dumnezeu să fie ucis Mișelește pe 19 august 1601, acest vis lui mare a lui, sigur că atunci nu s-a împlinit. Dar pentru un moment, euforia unității s-a realizat și rămâne un chip luminos pe care avem datoria să-l cinstim cu toată ființa noastră. Să-l cinstim pe de-o parte și pe de-altă parte, cum ne zice Iorga, prin viața noastră cinstită, prin munca noastră cinstită, să arătăm că am înțeles ceva din jertfa lui Mihai Viteazu. Și ne zice nu numai Iorga, ci ne zice Sfântul Apostol Pavel. Aduceți-vă aminte de înaintașii voștri care v-au propovăduit vouă cuvântul lui Dumnezeu și băgând bine de seamă cum și-au încheiat viața urmațiile credință. Ne amintim cu drag astăzi și ne vom aminti cu drag mai ales anul viitor când tot pe 19 august, ziua uciderii voievodului mare, primul întregitor, pe 19 august, vom sfinți Biserica Mănăstirii Mihai Vodă. Amin.